auzim, dar totuși are un interes printre noi sau spune ceva fiecăruia mesajul Bibliei. Pentru că despre Biblie vom vorbi în seara aceasta și am profitat de această ocazie fericită de a-L avea printre noi, în clădirea noastră, a big honor, o mare onoare, o mare cinste, să primim pe Dominic Markel, preot iezuit catolic din Australia, din Austria, scuze, Australia, care se află la București pentru un eveniment fericit, de asta ies lângă noi, pe părintele Victor Lucian Georgescu, care de ieri este doctor în teologie. Trebuie să-l aplaudăm. Este un strălucit, un eminent student al școlii doctorale a Facultății de Teologie Catolică și am avut bucuria ca pe ultimul an, un an jumătate deja, să fiu mentorul lui în redactarea acestei teze, care a fost o teză și care va rămâne probabil pentru spațiul românesc o teză care va marca. A analizat el în această teză discursul lui Moise din capitolul 4 din Deuteronom, un mod care este destul de interesant pentru noi. Iar Dominic a fost cel care l-a însoțit în această lucrare aproape de la început. A intrat în legătură și Dominic este unul dintre specialiștii pe cartea Deuteronomului în particular și este cel care i-a dat cele mai strălucite și cele mai frumoase îndemnuri pentru ca lucrarea părintelui Georgescu să poată ajunge la un final destul de fericit, așa cum a fost susținerea tezei de ieri. Acum, ca să știți, în câteva cuvinte, n-aș putea să vă vorbesc, aș putea, dar n-aș vrea să privez pe Dominic de cuvânt pentru a vă vorbi eu despre el, doar câteva date ca să știți cine este și de unde vine. Născut în 1979, un tânăr promițător în Austria, cum vă spuneam, a studiat teologie la Innsbruck, a studiat între 2001 la Ierusalim, la Dormition Abbey, la Jerusalem. În 2004 a lucrat în România, de asta știe câteva cuvinte românești și chiar înțelege, dacă vreți să spuneți cuvinte rele, înțelegeți. Nu puteți scăpa. Pentru că a lucrat cu copiii străzii în România, în Moldova, cu Asociația Iezuiților din România. Între 2004-2006 face un doctorat în teologie la Innsbruck cu profesorul Georg Fischer, apoi obține abilitarea în studii biblice, iar din 2005 este profesor la Pontifical Biblical Institute la Roma. Institutul Pontifical al Bibliei de la Roma. Scrierile sunt abundente, a scris o grămadă de lucruri în reviste de specialitate, foarte, foarte bine cotate. Avem aici câteva exemplare din lucrările lui, dar ceea ce ne interesează mai mult este să-l auzim ce ne spune despre Deuteronom, învățătură pentru o nouă generație. O întrebare la care părintele Georgescu a trebuit să răspundă ieri, referitoare la teza lui, a fost aceea: ce putem învăța noi de la discursul lui Moise din capitolul 4 din Deuteronom? Și părintele mi-a spus că ar putea fi un fel de exemplu de cateheză pentru noi astăzi, de a face cateheză la rândul nostru. Probabil că învățătorul de acel gen va împărtăși și părintele Dominic, căruia îi las microfonul și îi mulțumim încă o dată că se află printre noi. Thank you very much. Va vorbi în limba engleză, dar veți avea afișat pe ecran esențialul a ceea ce el ne spune. Mulțumesc mult! Am venit pentru Victor. Este bucuria mare că acum este doctor. Îmi pare rău că nu pot să vorbesc românește, dar ne înțelegem. Very good. So Deuteronomy, I think, is a fascinating book, a very special book of the Bible. Deuteronomul
cred că este o carte fascinantă și o carte specială în Biblie. Victor wrote a thesis on just one chapter, even a very special chapter, and you will see why it is so interesting. Victor, adică eu am scris o teză despre cel de-al patrulea capitol din Deuteronom, despre discursul lui Moise din cel de-al patrulea capitol, al cărui conținut este fascinant și interesant și o să vedem despre de ce este considerat așa. I know also that Victor and several other people, I think some are present here, are working on a Romanian translation of the Bible, and the first volume on Genesis already appeared, and is a very beautiful work, I think. Dominic cunoaște despre proiectul de traducere a Bibliei ebraice în limba română, iar printre membrii traducători sunt și persoane prezente la această întâlnire. I would like to start with a picture of this morning. Ar dori să pornească conferința printr-o fotografie de astăzi, din prima parte a zilei, de dimineață. This is Victor, and in the center is the Grand Rabbin, the Chief Rabbi of Romania, Rafael Schaffer. And we had an hour of discussions about the Hebrew Bible, about the Old Testament, and as you can see, it is an immediate friendship, because the Bible brings people together. S-a vorbit despre Biblie, foarte mult printre altele s-a vorbit despre Biblie și se pare, așa cum se arată din această fotografie, că Biblia leagă prietenii între oameni. Therefore, if we study the Bible together, the more we study the Bible together, it also will bring us together even closer. Cu cât studiem mai mult Biblia, cu atât mai apropiați vom fi, pentru că acest demers este creat unul care are o calitate sau un caracter unificator. Even beyond religion. Chiar și transreligios sau între religii, nu numai interconfesional. Let us now move into Deuteronomy and its context within the Bible. Where do we find Deuteronomy in the Bible? Să mergem către Deuteronom și să vedem în ce context se află această carte în Sfânta Scriptură, în Biblie. So, if you remember, of course we know Deuteronomy is the fifth book of Moses. So, the first being Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, then Deuteronomy. Deuteronomul, așa cum bine știți, este cea de-a cincea carte a Sfintelor Scripturii, a Bibliei, fiind precedată de cărțile Geneza, Exodul, Leviticul și Numeri. Cea de-a cincea carte a lui Moise, cunoscută în tradiție. The books from Exodus to Deuteronomy comprise the life of Moses. În cărțile de la Exod, la Deuteronom, este surprinsă viața lui Moise. And the scheme and the arrows here show the first half of the book of Exodus tells us how Israel is liberated through Moses from Egypt. În slide-ul de pe care se vede în prima parte, în partea din stânga, se vede, este reflectată prima etapă din acest fir narrativ, anume ieșirea din Egipt a fiilor Israel, în primele 18 capitole cărții Exodului. From Exodus 19 to Numbers 11, Israel stays at Mount Sinai to receive God's revelations. De la capitolul 19 din Exod până la cel de-al 11 al cărții Numeri, fiii lui Israel sunt prezentați în Sinai, locul în care primesc revelația dumnezeiască. In the rest of the book of Numbers, Israel moves the 40 years in the desert from Sinai to the land of Moab. În următoarele capitole până la sfârșitul cărții Numeri, israeliții se deplasează din Sinai până în Moab,
vreme de 40 de ani. Sunt surprins și 40 de ani în pustie. While the book of Deuteronomy, the fifth book of Moses, is staged entirely in the land of Moab, at the border of the River Jordan. Acțiunea cărții Deuteronomului se desfășoară strict în Moab, la marginea răsăriteană, în raport cu țara Canaanului. Și did you say that everything passes in one day? Și toată acțiunea se desfășoară într-o singură zi. It's the last day of Moses' life. Este ultima zi din viața lui Moise. At the very end of the book, Moses dies there, seeing the land, but not being allowed to enter the land. La sfârșitul cărții, mai bine, sfârșitul cărții îl prezintă pe Moise încheiindu-și parcursul pământesc, privind țara, dar nefiindu-i îngăduit să pătrundă în ea. In the book of Joshua, the next book in our Bibles, Israel takes the promised land into possession. În următoarea carte, în cartea lui Iosua, fiii lui Israel, poporul lui Israel cuceresc, sunt prezentați cucerind țara făgăduită. The following books, Judges, Samuel and Kings. Următoarele cărți, judecători, cărțile lui Samuel și cărțile regilor. All tell the history of Israel in the land until the great catastrophe of exile. Toate relatează parcursul istoric al israeliților în țara făgăduită până la marea catastrofă din a exilului babilonian. In fact, it's two catastrophes of two exiles. De fapt, sunt două catastrofe urmate sau care implică două exiluri. The first happens, this is a historical event, in 720 before Christ, the Assyrians destroy the northern kingdom of Samaria. Cea din tâi catastrofă este reprezentată de evenimentul tragic din 720, în 720 înainte de Hristos, când asirienii cuceresc capitala regatului de nord, Israel. And only the small country of Judah around Jerusalem survives. Și numai regatul lui Iuda supraviețuiește acestui atac. While in 587 BCE, the Babylonians even destroyed Jerusalem and the temple. Însă în 587 înainte de Hristos, un alt mare imperiu, imperiul babilonian, reușește să distrugă și Ierusalim. This is the total catastrophe for the people of God, Israel, our Israel of the Bible. Aceasta este catastrofa, am putea spune, total a fiilor lui Israel, a poporului Israel, așa cum este relatat în Sfânta Scriptură. And this is the end of the history that this enormous historiography tells us about the people of Israel. Acesta este și sfârșitul marii istoriografii în care este relatat parcursul istoric al fiilor lui Israel. În cărțile de la Exod până la de la Geneza, mai bine zis, până la ultima carte regilor. Yes, from creation to the total destruction. De la creație până la distrugere totală. This is a very unusual end for such a great history. Este un final neobișnuit pentru o astfel de lucrare de istoriografie. So there is a huge question mark at the end of history. Așadar, este un mare semn de înțeleg, un mare semn de întrebare la sfârșitul istoriografiei. God is the God of Israel and has rescued Israel from Egypt, and in the end it's destroyed. Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel care i-a scos pe fiul lui Israel din Egipt, iar la sfârșit el însuși, așa cum spun cărțile regilor, i-a distrus ca popor. Can there be any future? This is the great question. Există sau poate fi vorba despre un viitor? Aceasta ar fi întrebarea. Un viitor pentru fiul lui Israel, pentru poporul Israel. To understand how terrible this destruction was,
we should look at the political and historical context of these destructions. Pentru a înțelege cât de amploarea acestei distrugeri, ar trebui să ne uităm la contextul politic al acelei perioade. Here we see the expansion of the Assyrian Empire from the 9th to the 7th century. Vedem aici expansiunea Imperiului Asirian între secolul 9 și secolul 8, înainte de Hristos. 7. Între secolul 9 și secolul 7, înainte de Hristos. And we see that at the largest expansion, the Assyrians who had their core land in what is today Iraq, even conquered Egypt. Precum putem vedea, asirienii care aveau sediul în, așa zis, în Irakul de astăzi, în locurile care aparțin Irakului de astăzi, i-au cucerit până spre teritoriul până spre Egipt. Now we are in the lucky position that the Assyrians even documented their destructions and their warfare. Avem o poziție privilegiată pentru că asirienii și-au valorificat imortalizat momentele acestea istorice în anumite lucrări. Here we see reliefs now in the British Museum. Vedem aici, avem bazoreliefuri din expuse în British Museum. How they destroy a city 40 kilometers southwest of Jerusalem. Cum au distrus o cetate la 40 de southwest of Jerusalem, 40 kilometers. La 40 de kilometri sud vest de Ierusalim. Here the Assyrian soldiers are attacking. Aici soldații asirieni atacă, în poziție de atac. Here we see how with machines they destroy the city wall. Vedem aici cum folosind anumite mașinării care distrug zidurile cetății. While the defenders are trying to defend the city. În timp ce cetățenii sau armata cetății încearcă să apere. And at the same time we already see how through the city gate women and children have to go to exile. În același timp vedem cum pe porțile cetății femeile și copiii sunt merg în exil. Iau calea exilului. Here we see them how they the families and the belongings have to go to exile. Aici arăși vedem cum familiile cu toate bunurile merg în exil, bunurile lor. And here how soldiers are killed. Iar aici cum soldații sunt omorâți. So a very violent military campaign that completely destroys life in Judah. Așadar, o campanie militară deosebit de violentă care distruge viața în Judah, populația. Coming back to our historiography, Deuteronomy is quite in the center of this huge history. Întorcându-ne la ansamblul istoriografic, se poate observa că Deuteronomul ocupă o poziție centrală. Now, one of the very interesting aspects of Deuteronomy is that Moses, being the greatest prophet of Israel, speaks even about the end of history, speaks as a prophet about the catastrophe of exile. Este interesant că Moise, în calitate de profet, în calitate de cel mai mare profet, vorbește și despre viitor, adică despre distrugere, despre distrugerea relatată în cea de-a doua carte a regilor. And as the great prophets Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel are following them in our Bibles, they also mainly treat these catastrophes of the exile and how future could be possible.
și în cărțile marilor profeți Isaia, Ieremia și Ezechiel se tratează același subiect al exilului, al deportării, precum și faptul sau tema în posibile întoarceri sau cum ar trebui să se petreacă această revenire în țara făgăduită. So, to summarize these aspects, could you just read this? Pentru a rezuma cele spuse, voi citi anume că Deuteronomul ocupă o poziție centrală între două mari compoziții, la sfârșitul Pentateucului, adică la sfârșitul cărților de la Geneza la Numeri, la Deuteronom, și la începutul colecției cunoscută astăzi ca istorie deuteronomistă, adică a cărților de la Deuteronom până la Regi. Precum Moise este cel mai mare dintre profeți, reflectează asupra cauzelor exilului și asupra motivelor restabilirii. Tot așa profeții mari, Isaia, Ieremia și Ezechiel, problematizează aceeași temă, se învârtă în mare măsură în jurul problemei catastrofei exilului și cum poate să fie aceasta depășită. So, as an example on how Moses speaks about the catastrophe, we can see here the final passage of Deuteronomy 4. Pentru a da un exemplu al manierei în care Moise vorbește despre exil, Dominic vă propune un pasaj din sfârșitul discursului din Deuteronom 4. This is Victor's text. Textul Victorului. So let's just read verse 27. Să dăm lectură versetului 27. Domnul vă va împrăștia printre popoare și veți rămâne oameni aici. Cred că e ușor de numărat, puțin printre națiunile la care o va duce Domnul. So, obviously, Moses is speaking about the Babylonian exile. Așadar, în mod explicit, Moise vorbește despre exilul babilonian. In the same chapter, a few verses before, în același capitol, în mai cu câteva versete în în mai departe, Moise adresează următoarele cuvinte. Întreabă timpurile de la început care au fost înaintea ta, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de la o margine până la alta a cerului, a fost ceva ca lucrul acesta mare sau s-a mai auzit ceva asemănător? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? And all of us who know the Bible remember that this refers to Genesis 1, the creation of the world, and to the revelation at Mount Sinai. Și toți aceia dintre noi care cunoaștem Biblia știm că Moise aici face referire la narațiunea creației din Geneza 1 și la relatarea teofaniei din Muntele Sinai, în Exod, capitolele 19 și 20. So, Victor's dissertation was about this beautiful reflection of Moses that comprises creation, Exodus, but also even the catastrophe of the future exile. Și în teza pe care, în disertația pe care am pregătit-o, într-adevăr, așa cum spune Dominic, am surprins această reflexie a lui Moise asupra creației, asupra teofaniei din Muntele Sinai, dar și a faptului că Moise are în vedere și marea catastrofă, exilul babilonian. Now, this quality of Deuteronomy is present in the whole book. Moses speaks today, on the last day of his life, about the past and about the future. Această calitate a discursului lui Moise este prezentă în toată cartea Deuteronomului. În ziua deuteronomică, Moise vorbește despre trecut, are în vedere prezentul și privește către viitor. This we could even say implies a sort of philosophy of history. Aceasta implică o oarecare măsură o filozofie asupra istoriei. Moses learns from the past. Moise învață din trecut to
reflect today about the future. Pentru a reflecta astăzi asupra viitorului. And this is what we have to do today as well. Lucru pe care trebuie să-l facem și noi în prezent, astăzi. So Deuteronomy is a book at borders. Prin urmare, Deuteronomul este o carte la granițe. Și pentru a explica de ce este privită în acest sens, acțiunea se desfășoară la hotarul țării făgăduite, la răsărit de Iordan, dincolo de Iordan, așa cum spun naratorii. Acțiunea se petrece la sfârșitul vieții lui Moise, deci un alt hotar, o altă graniță, în vreme ce Israel trebuie să treacă Iordanul pentru a pătrunde în țara făgăduită, Moise trebuie să treacă o altă graniță, granița morții. Din această tensiune apare caracterul de testament al lui Moise, a cărții Deuteronomului. Moise transmite israeliților Tora, învățătura, pentru ca aceștia să poată pătrunde în țară fără el, dar cu învățătura sa. There is another basic important aspect of Deuteronomy, namely that it is a teaching for the second generation. Un alt aspect foarte important al Deuteronomului este că învățătura conținută reprezintă o învățătură pentru noua generație. Because those who experienced this revelation at Sinai had to die in the 40 years in the desert because of their sin. Deci este o învățătură pentru o nouă generație, pentru că cei care au experimentat sau au avut parte de experiența din Sinai au trebuit să moară în pustiu, în cei 40 de ani de pelerinaj. So they didn't have themselves this great experience, but Moses teaches them how to live religion without having themselves this great experience. Așadar, auditoriul lui Moise din Deuteronom nu a experimentat, acea generație nu a experimentat ei înșiși revelația sinaitică, dar sunt învățați de Moise cum să-și asume această experiență prin învățătură, pe cale didactică. So, a central aspect of Deuteronomy is how to transmit faith in times of great change. Așadar, un alt aspect deosebit de important al Deuteronomului este acela de a arăta cum se poate transmite credința în vremuri de mare schimbare. Again, true for us today. Lucru valabil pentru noi și pentru noi astăzi. And it is not only So it is not only teaching for the second generation, but for all coming generations, as we can read in this verse. Nu este o învățătură numai pentru următoarea generație, ci pentru toate următoarele generații, așa cum se poate observa din versetul acesta 28 al capitolului 29 din Deuteronom. Cele ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, dar cele descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri până în veac, ca să înfăptuim toate cuvintele acestei învățături. These were some principal aspects on Deuteronomy. Toate acestea au fost câteva principale caracteristici, aspecte ale Deuteronomului. On the handout, you can see in the next two paragraphs two specific aspects that I would like to reflect upon together with you. În pagina pe care le-ați primit, puteți vedea două pasaje asupra cărora Dominic dorește să reflectăm împreună. Moise ca interpret al revelației divine și învățătura orală și scriptura pentru generațiile viitoare. Now the first concerns the fact that Moses teaches Israel the revelation of God from Mount Sinai, Mount Horeb. Prima dintre cele două pe care le-a rostit Dominic presupune
faptul că Moise învață pe israeliți despre experiența pe care a avut-o în muntele Sinai. He emphasizes very strongly that what he teaches is precisely what God revealed to him at Mount Sinai. El subliniază faptul că ceea ce el îi învață pe ei este exact ceea ce i-a arătat Dumnezeu în muntele Sinai, ceea ce i-a descoperit Dumnezeu acolo. But if we read very carefully, we may be shocked. Însă dacă vom citi cu atenție, am putea fi șocați. Because we will find that there are differences between what we read in the book of Exodus and what Moses really says. Pentru că vom observa că sunt diferențe între ceea ce se spune în cartea Exodului despre cele descoperite în muntele Sinai și în raport cu cuvintele lui Moise prin Deuteronom. So I chose for you one of the most shocking examples. Și ne-a propus unul dintre cele mai șocante exemple. Because we even find this in the Ten Commandments, in the Ten Great Commandments. Aceste diferențe se găsesc chiar și în cele 10 porunci, cuvintele Decalogului. In the book of Exodus we read that God revealed them and even with the finger of God he wrote them into tablets of stone. Din cartea Exodului știm că aceste cuvinte au fost scrise cu însuși degetul lui Dumnezeu pe table de piatră. So it's difficult to change something that is written by the finger of God in tablets of stone. Și este, prin urmare, cu siguranță greu sau imposibil de modificat ceea ce însuși Dumnezeu a scris cu degetul său pe table de piatră, pe acest material solid. Unfortunately, what Moses says is not exactly what God had written. Din nefericire, ceea ce Moise spune nu este exact, nu sunt exact cuvintele pe care Dumnezeu le-a scris. If you don't believe me, you can check in your own Bibles. Dacă nu credeți pe Dominic, eu vă îndeamnă să verificați în propriile voastre Biblii. So I put the two texts for you in this two tablet, this table. One is the Sabbath commandment in Exodus 20 and one in Moses' quotation in Deuteronomy 5. Textul biblic pe care ne propune spre comparație este porunca păzirii sabatului din Decalogul din Exod, dar și cu lectura acestuia din varianta din Deuteronom a Decalogului. So I invite you to read on your own. It's brief text, and to see what the differences are. So the question is, what are the differences, and how can we interpret them, how can we understand them, how can we explain them? Invitația pe care ne-a lăsat este să citim acum cele două coloane și să căutăm să identificăm care sunt deosebirile între ele. So I think this is very easily visible, and whoever would like to mention a difference that we can see, please do so. Domnul dorește să, ca oricare identifică cel puțin una dintre diferențe, să menționeze cu voce tare. Deja subliniat. For example, so would you like to mention one? Oula, simul, cele mai simpatice animale. Yes, so there are animals and... Dezvoltare, nu e ceva schimbat. E doar o dezvoltare. It's a development. So development is nothing, it's not a real change. Yes. So you but I think it wasn't written by the finger of God. Oh, no, sorry. We can discuss about it. But yes, so it's an amplification. It's amplified. You say these animals are especially sympathetic. From a very good kind. Very good. Other aspects. What other changes do we find? Ce alte modificări sau deosebiri putem identifica? Vă rugăm. Deci, în primul rând,
prima coloană specifică foarte clar, să-ți aduci aminte, iar în cealaltă coloană spune să păzești ziua de sabat. Precum ți-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău. Este o diferență. Vă mulțumim. Toate care același sens. Converge cumva. Exact. Thank you very much. Yes, a different verb is used here that expresses the commandment. Thank you very much. Așa cum a spus, cum a remarcat persoana din auditoriu, în cele două pasaje sunt folosite verbe diferite care reflectă cerința, exigența. Now the most the greatest difference we find in the reason that is given for why the Sabbath should be kept. Cea mai mare diferență o găsim însă în menționarea motivului, temeiului pentru care trebuie păzită ziua de sabat. So in Exodus 20:11, all of us know this text, it's of course the 7 days, the seventh day of creation, when God rested, that is the reason why we should keep the Sabbath. În varianta din Exod a acestei porunci, temeiul este însuși ziua de odihnă, ziua în care Dumnezeu s-a odihnit după cele 6 zile în care a creat cerul și pământul. While in Deuteronomy, what does Moses say is the reason why we should keep the Sabbath? Iar în Deuteronom este exact motivul pentru care noi trebuie să păzim ziua de sabat. Yeah. But you know, Moses was very old, 120 years. The first tablets were broken, so the differences are normal. Yes, good observation, he was quite old. But in the end of the book of Deuteronomy, we read that his eyes were not dim. But so his memory is not spoken. Well, I'm not so certain, because in other traits of Deuteronomy, you can see that Moses has never been as intelligent as in Deuteronomy. I should translate, okay? Era o dezbatere între Dominic și persoana din public. Ceea ce vrea să arate Dominic este faptul că în Deuteronom 34, în ultimul capitol, este scris în mod explicit faptul că ochii lui Moise, iată, de a privi tablele și a înțelege foarte bine cuvintele, nu erau deloc îngreunați sau nu avea dificultăți de vedere la această vârstă înaintată. Mai mult decât atât, spre deosebire de celelalte cărți, Exod și Numeri, n-aș zice Levitic, Moise este prezentat în termeni foarte pozitivi, din punct de vedere al înțelepciunii sale. Nu comite greșeli, comite în alte părți ale firului narrativ. There is another, maybe not so grave difference, but again Moses expands in verse 14. În varianta din Deuteronom a acestei porunci a păzirii zilei de sabat, Dominic mai identifică o dezvoltare, anume aceea ca să se odihnească robul tău și slujnica ta ca și tine. How could we explain this phrase? Why does Moses add this phrase? Cum am putea să explicăm acest pasaj? De ce a adăugat Moise acest pasaj? Întrebarea cred că este una reală, în sensul că vă invităm să... I think that as well as the 15th verset, it's a way of him to remember the Jews that they were once slaves and not to behave like the Egyptians behaved them in the past. It's not, I don't think that he destroys what he says about 4 years or long ago. He states more clearly something for the very difficult people that had to endure. In order for them, it's a legacy, in order for them to do the right job in the front of God. Otherwise, they would have forgotten it anyway. He places great emphasis, additional emphasis on this aspect. You yourselves were slaves, therefore you never must keep slaves, and on the Sabbath,
your slaves should rest as you do. Prin urmare, ca o completare la, la ceea ce Sergiu a, a spus, Moise adaugă acest pasaj pentru a sublinia faptul că nu numai fiii lui Israel trebuie să se, se odihnească în zi de sabat, ci și slujitorilor trebuie să facă același lucru, deci să li se ofere și lor odihnă, repaus. Sclavi. Și chiar veneticul. Și chiar acel gher, da, și veneticul. The one that doesn't live there, the foreigner. So, I think we agree that the substance of the commandment is not changed, but the words are changed. Prin urmare, cred că suntem cu toții de acord că esența poruncii nu este schimbată, în schimb, dar la nivelul cuvintelor există câteva diferențe. And so we can see that, that even in this most holy text, the most holy words of the Ten Commandments, Moses adapts the wording to a new generation, new situation. Observăm prin urmare că chiar și în acest context al celor mai sfinte porunci ale celor 10 de ale decalogului, Moise își permite să facă modificări la nivelul cuvintelor pentru a adapta conținutul în raport cu noua generație. This phenomenon, this way of interpreting the laws of God, is not just there in the Decalogue, but in the entire laws of Deuteronomy. Această manieră de raportare față de legislația sinaitică nu este specifică acestui pasaj sau decalogului, ci întregii reexpuneri sau expunerii din Deuteronom. In Exodus we read, in Exodus 21-23, we read the laws that God reveals to Moses privately. În capitolele de la 21 la 23 din Exod putem lectura, citi acele porunci pe care Moise le-a primit de la Dumnezeu în interacțiunea sa de unul singur cu acesta, nu precum decalogul care a fost rostit în fața întregului popor. In Deuteronomy 5, he tells us that he will now explain what he received from God on Mount Sinai. În Deuteronom 5, în schimb, el spune că va prezenta ceea ce, ceea ce i s-a prezentat numai lui însuși atunci în, în Sinai. Și este consemnat în cele trei capitole din Exod. But what then follows in his explanation in the center of the book is sometimes quite different from what we find in Exodus. Însă ceea ce găsim în Deuteronom, în capitolele în care tratează și expune această legislație, găsim diferențe, uneori diferențe în raport cu poruncile așa cum sunt consemnate în capitolele de la 21 la 23 din Exod. So, at first sight, this could look like a mistake in the Torah. La o primă vedere, am putea crede că este vorba de, s-a stricurat o greșeală, este vorba de o greșeală în Torah. On more reflection, I think it's one of the greatest aspects of intelligence of the Torah. La o reflectare profundă, în schimb, se poate observa că acest lucru evidențiază înțelepciunea Torei. Because within one life, the Torah shows us that rules need to be adapted to new to new situations. Deoarece în cursul vieții, în speța cursului vieții lui Moise, Tora, legile ei trebuie adaptate de la context la context. So a principle, we could even say a law of the Bible, is that the Bible needs to be interpreted. Așadar, un principiu biblic sau o lege a Bibliei este aceea că Tora trebuie, învățătura trebuie interpretată. Needs to be interpreted because times change.
trebuie interpretată pentru că vremurile se sunt în schimbare. And the word of God becomes true again for the new generation, for the new situation. În acest fel, cuvântul lui Dumnezeu devine actual pentru fiecare nouă generație. So Moses, in the entire book of Deuteronomy, becomes the exemplary teacher, the example as a teacher for all future teachers. Prin urmare, Moise în Deuteronom se prezintă ca învățătorul prin excelență, învățătorul tuturor celorlalți învățători legi, model. So, a beautiful passage on this is what I mentioned here, Deuteronomy 31:9-13. Un exemplu pe care doresc să vi-l aduc în vedere este pasajul din Deuteronom 31, versetele de la 9 la 13. Citez. Moise a scris legea aceasta și a dat-o preoților, fiii lui Levi, care poartă arca alianței Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. Moise le-a poruncit la fiecare 7 ani, în timpul anului în care se anulează datoriile la sărbătoarea corturilor, când va veni întreg Israelul ca să vadă fața Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor, să convoci poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în interiorul porților tale, ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele acestei legi. Copiii care nu cunosc, să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru în toate zilele cât veți trăi în țara spre care treceți Iordanul ca să o luați în stăpânire. Mulțumesc. The next section that I wanted to mention concerns teaching for future generations. Următoarea secțiune a propunerii pe care nu face vizează învățarea sau predarea învățăturii spre o nouă generație. Now I will summarize very briefly a complicated story. Încearcă să va rezuma, ne va prezenta într-un mod sintetic o complicată, o istorie complicată. Our archaeologists have discovered texts that have been lost for more than 2000 years. Arheologii au descoperit texte care au fost ascunse sau ascunse de vreme, pierdute pentru mai mire de 2000 de ani. So the Assyrians who destroyed the northern kingdom of Israel, built their cities what is now Iraq, and here we have discovered many texts of the Assyrians. Asirienii care au distrus regatul de nord israelit numit Israel și au zidit cetățile în părțile Irakului de astăzi. One of the most fascinating texts is this tablet. Context în care, locuri în care s-au găsit aceste texte prețioase despre care vă vorbeam. Can you repeat, please? One of the most fascinating texts. Unul dintre cele mai fascinante texte este această, cel prezentat pe acea tabletă. It was discovered in 2009. There were earlier examples already. A fost descoperit în 2009, dar mai sunt și alte exemple mai recente. Yes. This text is a very violent text of the Assyrians that commands to be loyal to the Assyrian king and to his successor for the next generations. Acest text este un text, domnul zice că este violent în sensul că poruncește asirienilor să fie loial, să fie fideli urmașilor regelui Asiriei. Now, the fascinating thing is that
in Deuteronomy we find very similar ideas as we find in this text, but completely in a new context. Ceea ce este fascinant este că în Deuteronom se găsesc idei similare, în schimb transpuse într-un alt context și într-o altă lumină. So this is an example where we can see that even in this Assyrian text is required that the children should and the grandchildren should be taught, and that this means life for the survival in the Assyrian Empire. Ceea ce este interesant că însuși în textele acestea asiriene se vorbește despre învățarea copiilor, a urmașilor, maniere prin care se păstrează viața, se protejează viața în contextul regatului asirian, Imperiului Asirian. While in the book of Deuteronomy we find this beautiful passage of how children should be taught to learn and be faithful to the divine word. În vreme ce în Deuteronom se observăm un foarte interesant pasaj în care Moise spune arată cum copiii trebuie învățați pentru ca poporul să rămână în viață în lume. Again, Moses says that this means life, so that we live. This is the reason to survive and to live well, if we keep these commandments. Moise condiționează viața, sau viața, viețuirea bună, de păzirea acestor porunci. But the context is completely different from the Assyrian text. While the Assyrians demand that one should be faithful to the king, Moses demands that one should be faithful to God and his word. Contextul nostru este unul diferit de cel al textelor asiriene, pentru că în vreme ce în acele texte se pretinde această fidelitate pentru a garanta existența în imperiu, în cadrul Deuteronomului Moise îndeamnă la păzirea poruncilor pentru a putea trăi, pentru a conserva viața în general. Perhaps here in Romania we could even compare that to, let's say, communist times when politics claimed all the power, but religion still survived because people stayed faithful to God. Am putea să folosim un exemplu acela al perioadei comuniste în care regimul pretindea fidelitate în vreme ce grație religiei poporul a supraviețuit, a trecut cu bine, a rămas credincios. Okay. The last aspect that I would like to mention is that Moses is a great writer. Ultimul aspect pe care Dominic dorește să-l evidențieze este acela că Moise este un mare scriitor. He himself el însuși, let's move on. I don't have it. Himself, as we read earlier, he himself wrote down the Torah. Așa cum a spus mai devreme, el însuși a scris Torah. But he also commands that the future king should have a copy of this Torah. El însuși cere ca viitorul rege al Israelului să dețină o copie a legii, a Torei. And even more so, he commands that these words should be written on the doorposts of Israel. Mai mult decât atât, cere ca aceste legi să fie scrise și pe ușorii caselor. So, and the great honor and pleasure to have Rabbi Raphael Schaffer with us, because he could explain much better to us how this practice of Jewish prayer realizes what Moses commands. Avem oportunitatea și onoarea de a avea în mijlocul nostru pe prim rabinul Raphael Schaffer, care ne poate explica mult mai bine practica aceasta.
Poruncită de către Moise. Have the words of the Torah written in small scrolls on the forehead, on the hand, and on doorposts. Ei au cuvintele legii scrise pe suduri mici, purtate la frunte, pe mâna dreaptă sau la stângă, stângă sau la la intrare pe ușorii ușii. So this practice is a way of being always near to the word of God. Această practică presupune sau presupune a fi sau conservă apropierea dintre oameni și dintre evrei și cuvântul lui Dumnezeu. Now today we have become very familiar with books and written texts. Astăzi am devenit foarte suntem foarte familiari cărților textelor scrise. But 3000 years ago there was very little writing. Acum 3000 de ani însă scrierea era foarte rară. It was a revolution of the media. A fost o revoluție a mijloacelor de comunicare. And Moses, we could say, was one of the great revolutionaries who distributed the media of the word of God in writing to the entire people of God. Moise a fost unul dintre revoluționarii care a transmis cuvântul lui Dumnezeu pe această pe atunci nouă cale de mediatizare de a cuvântului lui Dumnezeu. Today we are fascinated by smartphones and our computers and they are a new revolution of the media. Astăzi suntem pasionați de smartphone-uri, de calculatoarele noastre care sunt obiecte, mijloace ale de comunicare ale zilei de astăzi. So today I learned that chief rabbi of Romania uses Facebook and email to communicate his teaching to all Jews in Romania. Astăzi duminica aflat faptul că însuși rabinul Rafael Schaffer folosește aceste instrumente media pentru a putea comunica instrumente media precum e-mailul, contul de Facebook sau pagine de internet pentru a putea comunica cu comunitățile evreiești din țară. So we can see that there is a true student of Moses. Un mare rog să văd că este un bun elev al lui Moise. And this leads me to the final question. Ce putem învăța de la Moise? Lucrul care îmi conduce pe Dominic să ne adreseze întrebarea centrală. Ce putem învăța de la Moise? So, I think Deuteronomy is one of the most intelligent books of the ancient world. Este de părere că Deuteronomul este una dintre cele mai inteligente cărți ale lumii antice. I think that it could even be the most influential book in all history. Crede că poate fi cea mai influentă carte în întreaga istorie. Because it is at the very foundation of Judaism. Pentru că se află stă la temelia iudaismului. And without Judaism, historically speaking, there would be no Christianity and no Islam. Iar fără iudaism, din punct de vedere istoric, nu se poate vorbi despre, nu s-ar fi putut vorbi despre creștinism sau islam. We are all pupils of Moses. Suntem cu toții elevii lui Moise. As Christians, of course, we are also students of Jesus. În calitate de creștini suntem desigur și elevi ai lui Isus. But we remember the scene in the Gospels where Moses meets Jesus meets Moses and Elijah and talks with them about God. Dar ne reamintește faptul că în muntele Taborului la schimbarea la față Isus se întâlnește cu Moise și cu Ilie și discută. So at the end my little summary is what I wrote. Alex, could you just read the, or explain this paragraph? Prin urmare,
Asemenea lui Moise, trăim în vremuri de mari tranziții. Revoluția tehnologică creează astăzi o societate într-adevăr globală, iar la rândul nostru trebuie ca și noi să reflectăm asemenea lui Moise la trecut, în prezent și gândindu-ne pentru viitor, interpretând tradițiile noastre antice în sprijinul generațiilor care vor veni, a noilor generații. Asemenea lui Moise și noi ar trebui să ne asumăm mijloacele de comunicare atât vechi cât și noi pentru a putea transmite la rândul nostru acele valori care conduc la viață. And I would like to finish with this one of the most beautiful to me verses in the teaching of Moses, that is at the end of his long speeches. Iar Duminica ar dori să încheie citând unul dintre pasajele pentru el foarte importante ale învățăturii lui Moise, care concentrează. And it somehow explains what the meaning of the word of God is. Și care exprimă ceea ce învățătura exprimă învățătura lui Moise. The word of God, namely that it leads to life. Anume a faptului că conduce la viață. And so Victor will read for us this final verse that is such an important program, a hermeneutical gain. Whatever we learn from the Word of God, it should lead to life. Citez acel pasaj. Aduc ca martori împotriva voastră astăzi cerul și pământul. Am pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Thank you very much. Mulțumim, Dominic, pentru această împărtășire și pentru acest exercițiu pe care ne-ai propus să-l facem citind noi înșine două texte în paralel, ceea ce se întâmplă poate nu prea des, și să vedem diferențele de exprimare și mai ales diferențele de interpretare. Mulțumim foarte mult și cred că am găsit fiecare din noi un model, fie de catehet, fie de învățător, fie de comunicator în acest personaj biblic Moise. Acum, dacă mai sunt nelămuriri sau dacă mai sunt clarificări sau dacă mai sunt adăugiri, mai putem prelungi cu câteva minute și profităm de faptul că Duminica este cu noi. Da, Marius. Thank you very much for this brilliant exposition. Poți să spui în românește și noi da? Da. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mă simt încurajat să descoper libertatea de interpretare a unui text sacru. Totuși, se pune o întrebare. Noi nu suntem Moise. Cine autorizează în Torah interpretarea? Pentru că în a doua scrisoare a Sfântului Petru se spune că nicio profeție nu poate să fie interpretată după cum ni se pare. Thank you very much for the question. So, how can we, who has authority like Moses to interpret the sacred word of God? Now, I think sintetizând și reformulând ceea ce s-a spus, întrebarea ar fi cine are autoritatea lui Moise pentru a putea interpreta cuvântul Scripturii și a-l actualiza. So, I think one beautiful direction of an answer could be again from the chapter 30 of Deuteronomy. Un posibil răspuns care ar putea da linia directoare a unei metode, a unui căi, ar fi capitolul 30. Din 30, un pasaj din capitolul 30 din Deuteronom. So, it says that the word of God is not far away from you. Pasaj care spune faptul că cuvântul lui Dumnezeu nu este departe de tine. Ci este foarte aproape de cine, ci este foarte aproape de tine. În gura ta și în inima ta și să o împlinești. So, what I think this means
that Moses presupposes that we have a very deep, intimate relationship with the Word of God. Cuvintele acestea descoperă faptul că noi avem cu toții o relație lăuntrică de mare apropiere cu Dumnezeu. Presupune. This is why, for example, the students of theology like Victor and the others study very hard the Bible. Pentru acest motiv, studenții în teologie, studenții în teologie studiază asidu Sfânta Scriptură. This is the reason why those who become rabbis study very hard tradition and the Bible. Today, a rabbi told us that he has not time for theater. Acest este motivul și pentru care rabinii studiază intens tradiția și, și Sfânta Scriptură, iar astăzi prim rabinul Rafael Schaffer ne-a descoperit faptul că nu a avut timp și nu are timp de teatru. So I think in this sense Jews can be a great example for us Christians that studying the Word of God is a great, great religious value. În sensul în care evreii ne pot servi ca un exemplu al faptului că studiind învățătura, I miss the find the word of God, the final part. Is a great religious value. Este o valoare creștină deosebit de importantă. But of course we should add that it is not just an intellectual matter. Adaugă, duminică nu este o de natură strict intelectuală. But we should also read, in addition, Prophet Jeremiah. Motiv pentru care ne propunem să citim în mod complementar pe profetul Ieremia, who is in close dialogue with Moses. Care este în strâns dialog cu Moise. And he says about the new covenant. Și spune despre noul legământ următoare. That the word of God will be written on our heart. Anume, faptul că cuvântul lui Dumnezeu va fi scris în inimile noastre. So of course faith is a matter of the heart and it is essential that we are open to God's will in our heart. Credința este o materie a inimii pe care este scris cuvântul. Pe care este scris, and we need to be open to the God. În sensul în care trebuie să fim deschiși pentru a-L iubi pe Dumnezeu. So of course for a very large question, only a very small question. Din smerenie, spune că la o întrebare mare a oferit un răspuns modest. Mersi, Marius, pentru întrebare. Mulțumesc, Dumnezeu, pentru răspuns. Altcineva, vă rog. Legat de capacitatea lui Moise, era foarte inteligent și vigoros. Care e ipoteza pe care o aveți legat de faptul că el, ne intrând încă în țara promisă, știa foarte bine geografia și știa istoria în viitor? Un răspuns prost ar fi că era direct revelat prost, pentru că atunci istoria n-ar avea alegere. Deci care ar fi ipoteza asupra cunoașterii de tipul ăsta? Knew very well the geography of the holy land and the history. Yes, so I think there are two main possible answers. Either you believe that Moses was a great prophet, so he can know everything, including the geography of the Holy Land. Dominic spune că există două răspunsuri. Unul dintre acestea este acela că Moise, în calitate de profet, cunoaște foarte multe lucruri fără experiența lor directă. And I know many people who would affirm this. Și cunoaște multe persoane care ar afirma acest lucru. And I
I respect people of faith. Și sunt care respectă această cale a credinței. The other possible way of thinking about this is, let's say, historical critical thinking. Cea de-a doua variantă de abordare a acestui subiect ar fi aceea istorico-critică. And especially in the last two centuries of first mainly Protestant and scholarly thinking. Se referă aici la cele, la ultimele două secole de teologie biblică protestantă și ulterior și catolică. Thinks that these many of these texts were written not by Moses himself but later. Un text în care s-a prezentat faptul că anumite texte nu ar fi fost scrise de Moise însuși și au fost scrise ulterior. To be honest, I think that the difference is not too important. Mărturisește Duminică, deosebirea, diferența între aceste două, nu este, între aceste două demersuri nu este una importantă, semnificativă. Because the intelligence is that will be the same, and because the message of faith will be the same. Deoarece înțelepciunea lor, inteligența acestor texte este în fond aceeași, ar fi aceeași și însuși mesajul nu ar fi schimbat. It's not the same according to the problem of liberty in the history. Because I said the first is a bad answer. Why? Maybe the translator. Yeah. Translator. Yeah. Because if Moses knew at that time that in the future they will go in the exile, that means there is no liberty in the history. Yes, I would agree, of course, that reading these texts from a historical critical point of view, we might arrive at quite different also interpretations. That is true. Este de acord că lectura istorico-critică a acestor texte ar putea produce, ar putea conduce la o interpretare diferită a lor. And probably even if you read, let's say, if you read the text with believing in Moses being the author, probably people can come up with very intelligent philosophical explanations, maybe even concerning the liberty in history. Cred însă că chiar și din perspectiva unei lecturi, a unei persoane care crede faptul că Moise este cel care a scris aceste pasaje, se pot oferi interpretări inedite în care se include libertatea. Am pierdut ultima parte. Care să oferă răspunsuri deosebit de prețioase legate de libertatea. Problema libertății pe care Nuna asta a spus-o. Maybe în contextul profeției. At a concrete moment here. Maybe we could even say that Deuteronomy as a whole is about human liberty. În fond, bine sublinează Duminică, Deuteronomul vorbește foarte mult despre libertatea umană. Because the book as a whole confronts the people of God with a choice. Deoarece cartea însuși le prezintă sau confruntă pe poporul, pe fiii lui Israel cu alegerea. Îndemnă să facă o alegere. So choose life so that you may live. It really depends on you. Îndeamnă să aleagă viața, dar această alegere depinde în ultima instanță de ei. In that sense, the message clearly is presupposes a message of freedom of choice. Prin urmare, mesajul însuși presupune un mesaj al libertății alegerii.
o întrebare sau o clarificare, dacă mai există? Nu trebuie făcută confuzia între preștiință și determinism. Oamenii sunt lăsați liberi de Dumnezeu, le respectă libertatea, fac ce fac, bune și rele. Dumnezeu știe dinainte, dar asta nu înseamnă că intervine. Sunt două moțiuni diferite. Da. Other thing? Altceva? Dacă totul este clar, n-avem decât să-l alegem pe Moise ca model de învățător și de catehet. Acum îl las pe colegul meu, Iulian, directorul centrului, să vă explice care va fi următoarea noastră activitate, care va fi săptămâna viitoare. Mult pe tabletă. De săptămâna viitoare, la ora 6:30, Biscopia Greco-Catolică de București va organiza, să spunem, un colocviu intitulat Un veac de singurătate, întrebare, destinul Bisericii Române Unite în România Mare. Deci vom încerca să vedem care a fost rolul Bisericii Greco-Catolice în anul centenar. Nu? Pentru că și ei au avut un rol determinant în realizarea Marii Unii și vom încerca să facem memoria de acest eveniment fondator. Deci vă așteptăm la ora 6:30, miercurea viitoare. Altceva, Lucian? Ceva, vă mulțumim de suflet și vă așteptăm și miercuri viitoare. Mulțumim! And thank you for mentioning that. Like in the beginning, we even showed our photo. Because I said that the Bible brings people together. I don't think we have that. Sure.